Astra are o altă față, mai ales prin noile achiziții. Gigantul Valerica Găman și micuțul Odoji sunt jucătorii care pot da forță echipei. Găman spune că de-abia așteaptă să joace, deoarece i-a fost greu să stea atâta timp pe margine. Nigerianul Odoji are și un nume bulgar, fiind internațional de tineret al vecinilor de la Dunăre. Ultima oară s-a pregătit cu CSKA Sofia și îi place foarte mult de Ronaldinho și Okocia. Mi-a oferit o stabilitate în toate punctele de vedere și eu zic că e decizia corectă. Ce înseamnă stabilitatea din toate funcțiile? Toate cerințele mele au fost îndeplinite, lucru care alte echipe nu au putut să-l satisfacă. Adică zerouri. Ești și căsătorie? Nu, nu sunt căsătorie. Dar e inteligent. Am urmărit din când în când formațiile românești. Sunt echipe puternice, se joacă agresiv. Principalul Șumudică este încântat de ultimele achiziții. Toți jucătorii pot îndeplini visul patronului Ioan Niculae, acela de a juca în cupele europene. Este un jucător util, un jucător care în momentul de față, în opinia mea, poate face parte în România să joace în echipele de top. Mie îmi plac jucătorii ăștia fiindcă ard pentru fotbal, să zic așa, în ghilimele. Au sânge în instalații. Găman și Udoji sunt buni de joc și fac parte din lot pentru înfruntarea cu Steaua.